În orașul Hârșova se vor înființa două noi spații verzi. Parcurile vor include locuri de joacă pentru copii, băncuțe, alei amenajate pentru biciclete și role, foișoare, dar și iluminat public. În plus, în foișorul din parcul ANL se va amplasa un telescop ce va încânta copiii și nu numai. În Hârșova am semnat luna trecută un contract pe POR, pe fonduri europene, prin care vom reabilita două parcuri. Vom înființa două noi parcuri. Un parc este pentru hârșoveni la ieșire pe dreapta spre București, în zona așa numită, în zona NATO, în spatele restaurantului La Ciurea. Un parc cu o suprafață de aproximativ 4500 de metri pătrați, iar un al doilea parc cu o suprafață de aproximativ 7500 de metri pătrați va fi în zona ANL-urilor, unde acolo am gândit, ca urmare a faptului că am depus la Compania Națională de Investiții o solicitare prin care dorim să construim un complex sportiv, atunci am gândit, doamne, complexul sportiv nu poate sta lângă, foarte aproape de blocuri, pentru că vor fi activități sportive, competiții, va fi zgomot, va fi gălăgie, și atunci am gândit, ca și zonă de tampon, acest parc. Un parc, sau mă rog, parcuri ce vor fi cu alei pentru biciclete, pentru copii să se plimbe cu role. Știți, vorbim de parcuri pentru Hârșova, vor fi, zic eu, conform studiul de fezabilitate și proiectului aprobat, vor fi parcuri foarte frumoase, dar vor fi niște parcuri normale, cu internet wireless, cu iluminat public, cu camere de supraveghere. Parcul din zona ANL-urilor l-am gândit cu foișoare de joacă pentru copii, dar aparte va fi parcul din zona ANL-urilor, unde acolo am gândit și un foișor special amenajat pentru a monta un telescop, pentru a da posibilitatea copiilor și nu numai, și părinților să vadă planetele apropiate Pământului, în speță un Marte, un Jupiter, Mercur, Luna, bineînțeles, și constelații, astfel încât ceea ce copiii citesc, apoi să dea frâul liber imaginației și să vadă sau să se întrebe dacă noi, într-adevăr, suntem singuri în univers. Da, deci încercăm să dezvoltăm atât din punct de vedere al urbanismului, dar cât și din punct de vedere educațional din aceste două parcuri. De ce? Pentru că v-am spus, gândesc apoi un cerc de astronomie, unde se meargă seara acolo copii, sau când va fi, știu eu, noaptea muzeelor, chiar s-a făcut o seară la muzeu cu grupul de folchiști de la Casa de Cultură, copiii cu chitările, apoi să meargă acolo. Adică încercăm să dezvoltăm din toate punctele de vedere orașul Hârșova. Avea nevoie Hârșova de parcuri? Mai are nevoie? Avea și mai are nevoie de parcuri. Vreau să vă spun că în plan am avut dezvoltarea, reabilitarea a două parcuri, și anume parcul ce se află situat între blocurile P2 și P3, din cartierul Soveja, și mai avem un parc situat în spatele centralei de la blocuri, de la V-uri, cum spunem noi, vis-a-vis de poliție, doar că pe această axă, pe fonduri europene, a fost o condiție de amenajare a terenurilor degradate și transformarea în parcuri. Deci nu puteam să reabilitez parcuri. Acesta este motivul pentru care am explicat. Am luat aceste două terenuri degradate, cel de la ieșire spre București pe dreapta, repet, și cel din zona ANL-urilor, terenuri degradate, da? Și înființăm aceste două parcuri. Dar urmăresc să accesez, atunci când se va deschide o linie de reamenajare, parcuri deja existente. Și aici discutăm și de parcul, cum vă spuneam, parcul din cartierul Soveja, parcurile de aici, de la V-uri, mai avem parcurile din zona Port, unde
Acolo am început să reabilităm primul parc, cum coborând spre autogară, cum îi spunem autogară, încă pe partea stângă, mai este de amenajat și parcul din dreapta. Mai sunt locuri de amenajat, dar ușor, ușor, am spus, n-am o baghetă magică, eu cred că lucrurile bune încep să se vadă, se muncește și cu siguranță rezultatele vor apărea. Proiectul are o valoare de 5.996.000, din care primăria, bineînțeles, că are contribuția de 2%, adică în jur de 316.000 de lei. Deja am demarat, așa cum am spus puțin mai devreme, am demarat prima procedură, cea de proiectare, pentru că este primul pas pe care îl facem într-un proiect pe fonduri europene. Am pornit din start de la ideea că sunt terenuri degradate. Și fiind terenuri degradate, erau uscături, erau ciulini, și atunci de ce să nu facem ceva benefic pentru locuitori? Suprafața parcurilor, după câte mi-aduc eu aminte, parcul de la Anelei e undeva în jur de 2000 de metri pătrați, iar celălalt de la intersecția străzii Plantelor cu Cășăriei și a Murgului e format din două loturi și totalitatea e undeva la 4800 de metri pătrați. Deci oricum vor fi două parcuri mărișoare.